Salutare, creativ! Astăzi, înainte de toate, vreau să vă spun că sunt cel mai tare, că am terminat Inktober-ul! Și sunt foarte fericit pentru chestia asta, fiindcă e primul Inktober e primul Inktober pe care îl termin și sunt, nu știu, zici că am câștigat Cupa Mondială. Deci, pur și simplu, sunt foarte, foarte fericit că am terminat Inktober-ul și că mi-au ieșit chestii foarte faine și că v-au plăcut și că am suportul vostru și chiar și vouă v-a plăcut și că ați comentat și că ați fost acolo aproape și că pe ultima 100 de metri toată lumea a zis, haide, you can do it! Știi? Chiar vă mulțumesc pentru chestia asta și dacă vreți să vedeți toate chestiile de la Inktober, intrați pe Instagram și o să vedeți acolo o înșiruire nebună de fiecare zi ce s-a întâmplat, ce subiect și ce am desenat și puteți încă să dați like și să-mi spuneți ce părere aveți despre. Dar, mersi pentru suport! Chiar a fost foarte fain și chiar mă bucur că am terminat acest Inktober. Până una alta, ce facem azi? Învățăm să facem un avatar în industrie. Și o să vă învăț cum să faceți un avatar. Eu l-am făcut pe LeBron acolo ca exemplu, fiindcă nu sunt fan basket. Și voi puteți să faceți fie pe LeBron, fie pe oricine altcineva. Urmărind acest pas step by step, chiar este explicat și făcut step by step de mine, să vă fie ușor de urmărit. Așa că hai să mai pierdem timpul. Bun! Azi vedem cum ne facem un avatar. Deci ne trebuie doar mouse-ul, pentul-ul, trebuie să știm să tragem puțin cu pentul-ul și îndien de ajuns. Îți mai trebuie practic doar Illustrator. În rest le-ai pe toate. Practic o să vedem cum îl transformăm pe LeBron, fața lui, în fața asta, ca un avatar. Mie personal îmi place basketul foarte mult, de-aia l-am ales pe LeBron. Dar puteți să faceți asta cu orice tip de față vreți. Fie că e fața voastră sau a oricui altcuiva. Deci, cum facem un avatar? Nimic mai simplu. Pur și simplu, mereu o să ai mai mult sau nu nevoie de o poză în caz că nu te gândești tu la ceva anume. Avatarele sunt practic niște portrete destul de simpluțe și nu foarte complicate, ca să zic așa, și simetrice. Asta e cel mai important. Practic, trebuie să dăm un control R și vedeți că ne apare scala asta pe lateral și să tragem de aici un ghid fix pe mijlocul lui, fiindcă ne vom ocupa doar de jumătate din partea feței și după aia o vom reflecta. După ce am făcut acest ghid, pur și simplu View, Guides, Lock, Guide, să nu ne mai încurce acest ghid, să stea acolo cu mințel. Evident și LeBron este pe al layer, eu voi lucra pe layer-ul ăsta. După ce ne-am selectat culoarea și înarmați cu pentul-ul, shortcut P, pur și simplu începem să tragem liniile feței lui, dar liniile care au, cum să vă spun, trăsăturile mai proeminente, ca să zic așa. Și LeBron are niște obraji foarte nebuni, ca să zic așa. Și pur și simplu, ăsta e primul lucru pe care îl faci. Și îngroșăm și linia puțin. Evident, suntem atenți, încercăm să fim cât mai preciși cu aceste linii. Dacă vrem să le modificăm, putem să ne folosim de Direct Selection Tool, care este săgetuța albă sau A. Și după, pur și simplu, în continuare, facem exact același lucru. Încercăm să urmărim ce ne spune fața lui LeBron. Nimic mai simplu. Și să ne jucăm cu anumite linii pe măsură ce înaintăm. Bun. Nu este foarte greu, trebuie doar să fii creativ, nu chiar, adică trebuie doar să vrei să-l faci, fiindcă este chiar foarte ușor de creat și, din punctul meu de vedere, să te joci cu genul ăsta de avatare chiar e foarte, foarte simplu. Pentru buză, nimic mai simplu, vedem cum e creată, îi tragem conturul și o lăsăm la mijloc, fiindcă după o să o unim și o să vedem exact cum iese. Vedem că sunt puțin cam groase liniile, pur și simplu schimbăm de acum grosimea lor. Așa. Practic aici o să vreau să-i fac zâmbetul puțin mai mare și mă folosesc de această linie și ulterior mai folosesc o linie de genul pentru buza de jos, care nu-mi place cum a ieșit și o să mai fac o dată. Nu-mi place cum a ieșit. Deci, vedeți, nu este un proces exact. Nu o să vă iasă mereu liniile din prima. S-ar putea să
trebuia asta să modificați câteva linii la un anumit moment, dar în general nu e chiar complicat. Îi facem și această linie de zâmbet aici. Ar trebui să o facem și noi mai rotundă și mai frumoasă și cred că o fac într-o bucată. Da. Pe linia asta, evident, ar fi frumos să punem un profil ca să se vadă mai frumos. Da. Ca și când aici ai colțul gurii și zâmbește. Pentru ochi, nimic mai simplu, doar pur și simplu un arc de cerc. Da. Și o să facem în mijlocul lui un cerc pe care o să-l umplem, o să-i facem filul colorat și outline-ul gol, da? La fel, partea de sus, doar o linie care poate e prea groasă. Cu sprânceana nimic mai ușor. Exact ca la ochi, în loc să tragem cu linie pe path, o să facem un fil și pur și simplu facem o sprânceană așa cum e și sprânceana lui structurată aici. Poate puțin mai mare sus, o să o ridic puțin aici. Da. O să o și întorc puțin. Parcă mai adâncă. Da. Vedeți, nu respect neapărat mereu ce-mi zice poza, știu cât de cât să mă joc cu anumite elemente în așa fel încât să obțin ce vreau eu. Da. Bun. Și aproape suntem cât de cât de final. La nas, nimic mai simplu, din nou tragem cu pentulul, doar conturăm outline-ul nasului și ăsta o să-mi fie nas. Și când o să-i dăm reflect în partea cealaltă, pur și simplu o să arate chiar foarte beton. Da? Hai și urechea să o facem, că nu e prea complicat. Pur și simplu nu încerc să obțin toate detaliile la ureche. Vreau o ureche cât se poate de simplistă, dar să arate a ureche. Cam asta ar fi scopul final al urechii. Și o unim cu outline. Și mai am doar partea asta de cap să o fac. Și cam asta este. Adică ne-am apropiat foarte mult de outline-ul final. În schimb, mai am să-i fac mustața, care din nou o să o fac cu o formă, ca și aici. Nu vreau să mă complic prea mult. Încercăm să nimerim ca liniile astea să fie la același unghi, ca să zic așa. Și același lucru vreau să-l fac și pentru partea asta de jos. Avem grijă aici să ne unim cu linia asta. O ducem doar puțin mai jos. Da. Și practic ăsta e LeBron, nu? Hai că seamă. E ce trebuie. Puțin mai ne jucăm aici la ureche, că sunt chestii care nu-mi plac cum arată. Perfect. Și acum, având această parte terminată, selectăm tot, dăm un Ctrl-C, Ctrl-F, asta înseamnă că îi dăm copy și paste in place, și dacă dăm un click dreapta, transform, reflect, pe verticală, o să ne dea reflect la toată fața. Și o putem muta în partea cealaltă. Și încercăm să ne punem fix pe centru. Da? Dăm un zoom in și încercăm să ne ducem fix în centru cu ea. Chiar dacă sunt anumite probleme. Acum, din start, dacă ne uităm și la poză și la LeBron, vedem că, practic, prin simetria asta, când i-am desenat fața din stânga, i-am desenat destul de lată și, practic, totul a ieșit destul de lat. Dar nu e o problemă, selectăm tot și doar îl îngustăm puțin. Nu chiar așa, că arată mutant. Perfect, parcă acum
aduce el. Încă puțin. Nu mai luăm în seamă acest ghid, chiar putem să îi dăm hide, deci view, guides, hide guide și ți-l ascunde. Și acum pur și simplu deja l-avem pe LeBron cât de cât termină. Da? Ce mai avem de făcut? Va trebui să-l colorăm ulterior. Cum îl colorăm? Aș vrea să-i duc aceste mustăți puțin mai aproape, fiindcă nu are așa mare diferență între ele. Da. Și alt lucru pe care aș vrea să-l fac cu ajutorul Live Corners, aș vrea să rotunjesc aceste cornere. Deci vedem când selectăm cu Direct Selection, că ne apare aici un cerculeț și dacă tragem de el o să ne rotunjească partea aia, acel unghi. Deci le luăm pe amândouă, le rotunjim puțin. La fel și la partea de jos cu barba, să dăm efectul ăsta de bărbos mai. Ulterior, după ce am terminat partea asta, dacă vrem să-l colorăm, pur și simplu selectăm tot, mergem la Object, Expand, Expand Appearance. Asta înseamnă că ne va transforma toate formele noastre în obiecte vectoriale, nu o să mai fie path-uri. Și după, ținându-l selectat, vrem să facem următorul lucru. Vrem să mergem la Live Paint Tool, care se regăsește aici, sau capa, și o să ne întrebe dacă vrem să colorăm. Și practic doar luăm culoarea asta și colorăm fiecare parte a feței cu culoarea respectivă. Ce face acest Live Paint Group? Practic vede formele pe care le ai și deja creează el niște forme prefăcute, cum sună, prefăcute, doamne. Deja selectează el aceste forme ce sunt făcute de liniile pe care le folosești și te lasă să le colorezi. Ceea ce e foarte ușor de făcut. Și uite, așa o să ne colorăm noi pe LeBron. Știu că nu i-am făcut bandana, dar nu e nicio problemă. Asta e un lucru chiar ușor pe care puteți să-l faceți și voi acasă sau să-l aplicați. Ca să ținem tutorialul cât mai scurt și benefic pentru toată lumea, m-am gândit că vă dați seama că acea bandană se face din pentul, la fel cum am făcut și fața. Și e destul de ușor de făcut, sunt trei linii de tras, nimic mai complicat. Nimic mai ușor, doamne, nimic mai complicat. Ce mai putem face la acest lucru este să-i adăugăm niște umbre și asta o facem foarte ușor. Selectăm culoarea cea mai închisă și după pur și simplu începem și tragem pe partea asta exterioară, vreau să-i trag. Câteva linii. Și după pur și simplu ascundem linia asta în spatele outline-ului. O vedem că este foarte închisă momentan, dar vrem ca aici să mergem la, să selectăm această linie, formă, doamne. Și după ce selectăm această formă, mergem aici la opacity, 30%, e mai mult decât îndeajuns, doar îi dăm copy și o trecem în partea cealaltă. Avem grijă cât de cât să fie unde trebuie. În caz că trebuie să modificăm ceva la ea, avem Direct Selection Tool și putem să ne ajutăm de el. Și practic ăsta este încă un avatar lui LeBron. N-a fost chiar foarte greu, e chiar foarte simplu. Vă pun și acest cerc în spate să vă dați seama cam cum vine și îl aliniez. Și practic deja avem doi LeBronei. Da, familia LeBron. Ăsta e modul cel mai simplu în care poți să-ți faci un avatar, fie că îl faci pentru YouTube, fie că îl faci pentru, I don't know, vrei să-ți faci pentru Instagram, pentru Facebook sau pur și simplu vrei să faci avatare. Ăsta e cel mai simplu mod de a face un avatar. Sper că a fost un tutorial în care ați găsit multă informație bună, sper că vă ajută, de-abia aștept să văd cum faceți și voi avatarele voastre. Lăsați-mi feedback în description să văd și eu dacă v-a ajutat, dacă nu, în caz că faceți ceva și creați ceva, chiar dați-mi un tag, vreau să văd ce creați. Dacă aveți întrebări sau orice alte nelămuriri, știți unde mă găsiți. Și ce pot să mai zic? Un share, un like și un subscribe pentru canal ar fi grozave ca să menținem ritmul ăsta bun în care creăm comunitatea. Și spor la creativitate, până data viitoare, vă salut! Ciao!